Salutare, băieți, și bine v-am regăsit la un nou live. De data aceasta suntem live cu ce, băieți? Cu Hitman. Și o să trebuiască să ne răzbunăm, vă dați seama, pe toată organizația Anonymous. O să trebuiască să ne răzbunăm pe ea, dar înainte să intrăm în acest live forță, am nevoie și eu de puțină forță de la voi. Și știți la ce mă refer. Cine? Eu sunt live și pe TikTok, dar în același timp sunt live și pe YouTube. Și am rugămintea ca cei de pe TikTok să apese tap-tapuri acolo la greu, bum, 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 să strângem și noi 50.000 de tap-tapuri, că de la 50.000 de tap-tapuri dăm drum la webcam. Mi-ar fi plăcut ca cei de pe YouTube să apese din timp, să avem undeva la, să fim aproape de cele 500 de like-uri, ca în momentul în care dau drumul la live să dau direct cu webcam. Dar probabil că o să-i dăm drumul așa ușurel. Vă salut pe toți, băieți, bine ați venit pe live. Suntem pe serverul House România. BB Moise a devenit Hitman pentru că vrea să se răzbune și mai mult de atât rămâne de văzut. Eu să mă duc să-mi pun și eu niște armură ceva. Cred că aici. Mamă, cum faci asta? Salut, băi, salutare la toată lumea. Bine ați venit pe live, atât pe TikTok acolo. Ia uite ce de oameni pe TikTok. Mamă. Băi, eu nu înțeleg cum TikTok-ul ăsta, cred că TikTok-ul ăsta o să ia fața YouTube-ului, vă spun sincer. Deci e prima platformă care concurează serios cu YouTube-ul, să știți, TikTok-ul. Știți de ce? Pentru că publicul de pe TikTok este mult mai mare decât cele pe YouTube. Înțelegeți? Sunt persoane care nu se uitau pe YouTube. Și când a apărut TikTok-ul, mamă, a început să rup pe TikTok, ești nebun. Așa că dacă te uiți pe YouTube, intră pe TikTok, Pericol Gaming, și dă-mi un follow acolo. Ia să vedem ce zic. Frunză, te respect, salut! Cristina Manea, salutare! Bebe, salut Darius, salut! Sandu Cernea, stație. Ce stație, mă, băiatule? Ce stație? Ia să le se bușește, nu se bușește. O să-mi fac și o armă, băieți. Uite că parcă aici era, nu? Sau unde făceam armă? Unde făceam? Bă, unde înturnam armă, mă? Că înturnam undeva armă, dar nu știu unde. Cine știe unde turnam armă? Băi, cine știe unde tunam și eu arma, băi, că vreau să-mi pun supresor pe sniperul ăsta, dar nu mai știu unde o tunam. Știe cineva? Uite-mă aici, gata, stai așa, că m-am avut. Așa, nu, sniperul. Supresor. Nu știu ce scrie acolo, scop am. Advanced scope, large scope, a. Advanced scope, care e cel mai scop? Nu cred că are vreo importanță, nu? Nu cred că are. Ce culoare să facem, sniper, băi, să spuneți în ce culoare să-l facem. Hai, vreau să-mi scrieți repede pe chat, atât pe TikTok, cât și pe ăsta. Deci avem verde, gold, roz, un ceva de armat așa, albastru închis, orange așa cu maro și platinum. Ce culoare vreți să-i punem? Pe YouTube văd că a început lumea cu gold. Pe TikTok toată lumea roz, gold. Haideți, vreau un spam ca lumea, dar să fiți hotărâți, un spam ca lumea pe chat, pe TikTok și pe YouTube. Să vedem cu ce vreți să-l fac. Băi, e, oricum, e chestia dintre roz și gold, astea s-au votat. Roz și gold. Pe TikTok e numai roz, pe YouTube e roz cu gold. Facem așa, fii atent. Curcubeu, da? Și ultima literă care pică, C, U, R, C, U, B, E, U. Stai că ăsta de sus era, stai, mai fac o dată. Deci C, U, R, U, B. Nu, cam. Rus e pretive, gata, mergem pe rus. Gata, băieți, mi-am luat sniperul. Am făcut rus, băieți. Sile, tu ești cel acolo, albastru? Mi-am făcut și arma.
Să vedem dacă primim și noi un contract ceva. Bă, dar asta dacă schimb scopul, mi se schimbă ceva? Asta e, să vedem dacă se schimbă scopul. Asta e scopul. Lasă-l pe ăsta, că îmi place mai mult. Salut, domnul Hinman. Salut, băi. Salutare la toți băieții de pe chat-ul, de pe YouTube, de pe chat-ul, de pe TikTok. Hai cu tap-tap-urile alea, băieți. Pe TikTok, dați acolo tap-tap la greu, să dăm drumul la webcam. Atât și pe YouTube, băieți. Strângem 500 de like-uri, am dat drumul la webcam. Haideți. Andrei a atacat ieri mafia. O să ne răzbunăm pe el astăzi. O să așteptăm vreun contract ceva. Mai sunt băgat în Hitman, ia să vedem că mai au ăștia obiceiul să mă scoată afară, nu sunt băgat în Hitman. Sunt și pe duty. Bă, aș face mașina asta, ce culoare ar trebui să fie mașina Hitmanului, băieți, ce ziceți? Ce culoare ar trebui să fie mașina Hitmanului? Ia ziceți. Pentru Nea Gigi. Nea Gigi, au aflat cu publicul anumit seară ce au... Opa, mă sună cineva, opa. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți? Vă spun numele. Alexandru Adelina. Adelina sunteți? Și îmi spuneți, domnișoară, cu ce treabă mă sunați? Vreau să pun un contact pe... ...ul meu iubit. Aolo, să nu vorbim din astea la telefon. Trebuie neapărat să ne întâlnim. Ok. Vreau să-mi spuneți vreo frumos. Sau dacă puteți să-mi trimiteți o locație pe WhatsApp, unde stați, că vin eu la dumneavoastră. Ok, ok. Haideți să vă dați acum locația. Ok, aștept. La revedere. M-a sunat una, băieți. Te-am bască de bombalo. M-a sunat una, băieți. Ioi. Unde era garajul ăla, mă, băieți? Nu era pe aici? Ce culoare ar trebui să fie mașina? Neagră, neagră. Hai că toată lumea a scris neagră, neagră. Mergem pe neagră, băieți. Gata. M-am uitat în cea și am văzut numai negru. E care treaba? M-am uitat în cea și am văzut numai negru. E care treaba? Ia stați așa, băieți. Vehică, nu neoane, nu... Așa, punem din ăsta să nu se vadă nimic. Back. Mamă, ce șmechere, ești nebun la cap. Să trăiești, tinere. Hai, să trăiești. E bine așa, băiți? Ca să fie cu sniperul nostru. Să fie cu sniperul nostru, băiți. Am plecat la contract, băiți, avem contract cu Hitman. Până facem una, două contracte, după care o să mergem să-i contractăm chiar pe Anonymous. Ei, bă, schimbă protocol. Nu pot să schimb protocolul. Serverul pe care joc eu este House România, băiți. E cel mai șmechir server din România, credeți-mă. Bă, ce exact ce am zis, bă. Exact ce am zis, bă, Tudore, bă. Exact ce am zis, n-ai cum, bă. Inimioare, ce am primit vreo donație, ceva? Inimioare la donații, băiți. Pacific, a dat alarma la Pacific. Care-i dat, mă, jav la Pacific? Bă, dacă le zic, dacă, bă, vreți Hitman, că vă ajută la Pacific, la jav. Mai rapidă mașină, băiți. Ce-a făcut ăsta? A dat jaf singur. Mafia, mafia, mafia.
Aștept contractul, băi, să-ți dea contractul. N-ai cum, bă, n-ai cum. Ce server e House România, băieți? Ce grad ai în staff? Nu știu ce grad, încă nu mă interesează gradul din staff, gen. Pe mine mă interesează doar dacă apare un bombal, o să... Hai că am primit locația, băieți. De data asta am primit locația bună. Am primit locația bună, domn. Am primit... Se apără ca o ceva, îmi spune. Mamă, a intrat pe iarbă, nu mai pot să dau cu sfat cu față. Deci mașina asta cu fața pe iarbă și pe nisip nu merge. Băi, s-am primit locația, mergem să vedem despre ce contract e vorba. Uite cum derapează, băi, uite cum derapează, dar și când pleacă de pe loc și cum se duce glonț. Domnișoară, mă iertați că v-am călcat florile, dar trebuie să ascund mașina. Haideți să intrăm în casă. Ok. Nu să mă pot abține să nu fac copii de Caterinca, băieți. Florin Vupu, salut, ticule, cum ești? Cum ți-a fost ziua? Cum să fie? Muncă una alta, hau, hau, bau, bau, și am zis că astăzi trebuie să fac live. Nu te duce? De ce mă să nu mă duc? Ajută-i, bebe mafioțe, au nevoie de tine. Preda, salut, te pup, ticule, salutare. Ce zici, ești bine, sănătos? Azi că te-am văzut și eu pe tine acolo, pe full play tu, cu toată familia ta roz. Te-am văzut. Mai intru pe la tine, pe la muncă, de pe ăsta, dar... Te-am văzut. Să-i dau raș și raș, băi. Păi, dar vreau să-mi fure mafia curcubeu, băiți. Dar ce casă frumoasă aveți. O aveți mobilată? Nu avem încă. Trebuie să-mi vină mâine comanda de la... Păi și unde ne așezăm și noi? Unde ne întindem? Nu știu exact. Păi, facem aici pe masă? Hai să stăm aici. Perfect, ia spuneți. Aș dori să pun un contract pe fostul meu iubit. Pe fostul dumneavoastră iubit? Da. Dar de ce ați face asta? Pentru că se aud pe aici prin oraș niște vești că m-am înșelat cu cea mai bună prietena mea. Aolo, și cine este prietena ta? Maricica o cheamă domnul. Aolo, e de la țară. Da. Dublin, mersi frumos pentru love you, mersi frumos pentru inimioare. Am înțeles. Haideți cu tap-tapul la puternic să facem 50.000 să dăm drumul la webcam. Și băieții de pe YouTube, apăsați butonul de like. Așa, domnișoara Adelina a zis că vă numiți. Da. Știam, am văzut, să vă încerc dacă vrei să vă schimbați numele. Acum e prea târziu. Domnișoara, aș putea să mă ocup de, dar... Ce ați dori să-i facem acestui fost iubit? Mădi, salutare, Mădi. Să-l capturați. Aolo, dar acest lucru să știți că este foarte costisitor. Banii pe care o să mi dați nu o să vă încapă în buzunare, o să vă trebuiască o gentuță ceva. Ok. Să înțeleg că banii nu stau problemă la dumneavoastră. Nu sunt cake, problemă. Mersi pentru cake, Dublin. Ok, domnișoară, atunci, păi, stați așa un pic să-mi scot un... Clip? Nu era, mă, clip, păr, nu așa era? Ok, domnișoară, haide să vedem aici, să notăm. Ok. Pentru contract. Numele dumneavoastră complet, Adelina și mai cum?
Simion. Perfect. Doriți așa, să notez Dorit, eu doresc ce capturare a fost lui s-a iubit pe nume? Alexandru Popescu. Alexandru Popescu, are vreo proiectul ceva, cum ar fi Intel? Da, da. Perfect. Ok, Alexandru Popescu, proiect la Intel. Ia să vedem dacă găsim aici pe... Să vedem dacă localizăm pe tabletă. Eu am o tabletă aici și am din asta cu recunoașterea facială prin oraș. Da, da. Aveți cumva o poză cu el să-mi transferați? Scoateți puțin telefonul. Ok. Dați partajarea unei poze cu el și apropiați de tableta mea. Se va transfera imaginea imediat. Cred că avem 500 de like-uri, nu cred că avem 500 de like-uri. Bă, chiar avem, bă, băi, dăm drumul la webcam, frate, ia uite aici, bă, nu merge webcam, bă, băi. E ok, domne, e ok, nu, e ok ce mi-ați trimis aici, o văd. Ok, ok. Trebuie doar să dau drumul la, gata, băi, ți-am dat drumul la webcam, băi, pe ăsta când facem, pe YouTube am dat drumul la webcam, pe TikTok când dăm drumul la ăsta, da, stop, tap-uri acolo și like. Ok. Ok, am hackuit aici puțin și o să pornim recunoașterea facială în toate camerele din oraș. Am atașat și poza. Ziceți că îl cheamă Intel, adică Alexandru Popescu, zi și Intel. Da, da. Hai să-l căutăm, băieți. Și zice, acum mai aveți pe cineva? Că și eu sunt singur. Nu mai am pe nimeni. Da, cred că presim că trebuie să-l cautăm. Păi și acum, dacă tot am numărul dumneavoastră de telefon, după ce termin eu munca, nu vrei să vin să cărăm mobila împreună? Vrei, nu știu ce să zic, eu nu prea mai vreau să am relații. Aolo! Dar de ce? Dar știți cumva dacă acest domn Intel este în oraș? Eu știu că este. Și știți cumva cum îi începe pe recla, dacă are semne din alea de punctuație și... Nu, n-are. Înțeleg. Lăsați că îl găsesc, domnișa. Păi și ziceți că acum nu mai vezi gagic? Nu mai vreau, bre, nu mai am încredere în bărbați. Păi și ce faci? Rămâi așa? Aolo, te dai pe muier. Stai pe partea cealaltă, mă, mesei. Bre, de aia nu mai ninge la noi, bre. Dar o știți pe aia o știți pe aia cu domnișoara, o știți pe aia cu de aia se culcă femeie cu femeie? Că patru bărbați se repară un golf? De asta se culcă femeie cu femeie, că eu stau să fac contracte. Da, așa, domnișoară, deci să pregătiți banii, stați să bag aici. Ok, așa l-am găsit la suma de bani, fără număr, o să trec aici, pentru că să, în funcție de cât de greu mi-e să-l capturez, o să trească să plătiți mai mult, înțelegeți? Ok, ok. Așa, o să vă rog să semnați aici. Aolo, da, m-am apropiat un pic mai mult. Da, a semnat, sigur că da. Păi atunci am numărul dumneavoastră de telefon și odată ce îl capturez, vreți să-l aduc aici acasă, să-l băgăm în casă, să-l batem aici bine, răudător, sau ce vreți să faceți? Da. Să-mi spuneți că l-aduc aici și își cer scuze, ești împași cu el. Nu, bre, îți dai seama. Îl împuști? Îți dau un pistol? Ai pistol? Da. Las că-ți dau eu atunci, las că-ți dau eu când vin și îl împuști aici, îi zbor chiar aici, da? Ok, ok. Am plecat. O să te anunț la telefon în momentul în care îl capturez. Ok. La revedere. Am plecat, băieți. Abia aștept cu Anonymous, o să ajunge și la Anonymous, băieți, imediat. Dacă Hitman,
Mai trebuie să faci și unele contracte. Am pus mașina asta aici, dă, Doamne, să pot să o mai scot de aici. Nu. Noroc că am putut să sparg ăla. Ți-ai pus bine să vorbești de pe mouse? Da, Marian, eu vorbesc de pe mouse. Am mouse-ul ăsta care e wireless gen. Vi-l arăt acolo, e G502. Am primit de la cei de la Logitech din România, un mouse foarte șmecher. L-am de până 2019, merge la fel de bine, ține bateria la fel de bine. Costă vreo 500 de lei, dar și merită banii, și șmecherul de tot mouse. Când o să mi se strice ăsta, o să-mi cumpăr tot Logitech pentru că ăsta, dar o să-mi cumpăr unul mai mitită gen. Probabil mai scump decât ăsta gen, dar o să... Să țină live-ul 4 ore. Nu știu dacă ține 4 ore, băiesc, Ana. Eu m-am pus aseară la somn pe la 1. M-am trezit la 7, am fost la muncă. Hai să căutăm pe ăsta, mă, să vedem unde e. Ia să vedem dacă îl găsim pe așa numitul Intel. Nu știu exact ce nume are, sincer. Ia să vedem, băi, dacă îl găsim. Ajutați și voi dacă îl vedeți. Trebuie să fie ceva cu Intel. Dar nu e la I, frate. Nu e la I, nu e la I. Cum îl găsesc? Vezi că are semne. Păi are semne, frate, dar unde îl găsesc? Nu ar trebui să fie jos sau sus? Ăștia cu semne nu sunt jos sau sus? Uite, are și bia semne, dar o găsesc. Trag în semne. Nu pot să-și pună semne în numele normal, mă, lor le trebuie semne, mă. Trebuie să stau să-l caut în toată asta. Uite, știu. Nu mă ajută ID-ul lui, băieți. Trebuie numele lui, dar nu-l găsesc aici, nu înțeleg de ce. Te mir că cine știe ce din ăsta o avea în pană. Sau încă nu mi-l arată în lista aici, că altfel nu-mi dau seama. Nu, nici măcar nu e în toată lista asta. Probabil că încă nu mi-l arată. O să ieși la mulți ani, la mulți ani. Hai să mergem pe-n paletul să-l căutăm un pic, că nu știu ce să fac. Mergem să-l căutăm, băieți, pe-n paletul. Dacă nu, o să trească să luăm alt contract. Ce băiatul meu, mă, de face așa scandal? Plânge copilul, dar nu... Nu știu dacă plânge neapărat, are de la o vreme țipă, pur și simplu. Țipă, ești live și pe YouTube, da? Sunt live și pe YouTube. Eu până rulează ăsta un pic. Vreți să-l vedeți pe Denis? Hai, tati, aici, să te vadă, băieții, tati, prințul meu frumos. Prințul meu frumos. Ești flașcă la spate, tati. Da-i, tati, da. De ce ți-a zis, băiatul meu? Da-i, tati. Băieții de pe TikTok, dacă dădeați și voi din astea multe, câte apreciere avem pe TikTok, băieți? Păi dacă dădeați și voi acolo, cum sunt, tap-tapuri, acum dădeam drumul la cameră. Păi îl atrag beculețele de jos. Mai pune, nu pa, mai pune-l Crăciun, mai pune-l și cu Crăciun. Crezi că nu sta? Pe ce buton vorbești? Pe butonul de la mouse. Ia să intru un pic pe TikTok, băieți.
Și mergem să-l căutăm pe așa numitul Alex Popescu, dacă nu mă înșel. Așa, tati. Ia, că mi-a apărut fix live-ul meu aici, ești nebun? Avem 28.000 de tap-tapuri, nu vrea lumea să dea tap-tap, frate, ești nebun? Îi dau numai dacă le zice tap-tap în geraj, tap-tap. Mergem, băieți, mergem. Între timp, o să ne uităm și în timp ce mergem, ne uităm și dacă îl găsim pe Frix. Păi știe cineva cum îl cheamă, mă? Că să mă răgem la dacă îl găsesc. M-am găsit pe mine, ești nebun, Pericol. Uite ce frumos e, Pericol. Uite-l că l-am găsit, mă. Bă, de ce nu mi-a pus ăsta pe el, mă? Ia uite-l pe ăla ce-o sări, bă! Căcat ai făcut, prietenul meu. Căcat! De ce nu mi-a pus, mă? Fine player. Bă, ce-a căzut ăla săracul, bă. Cheamă intre, acum îl cau băiezii, nu? Și-l luăm. Poate să ajungem mai repede la ei. Cred. Uite aici ce trebuie să fie. Iară nu mai e, mă. Păi era aici, mă, la Intel. Iară nu mai e, frate. Mihai, la bună. Nu am putut să intru mai devreme. Păi era aici, bă, și nu-l mai văd, mă. Doamne ferește, frate. Cred că o să luăm alt contract, băi, că... Nu putem să facem, bă, dar ce-mi puși cu ochii, frate. Că o să trebuiască să luăm alt contract, băi, că nu reușesc să fac nimic, frate. Asta nu e în oraș, bă, e în oraș, bă, nu e în oraș. Caută Băsescu. Ionut, salut. Salut, salut. Salut, mai este, știi cum rezolv problema la de la Redem cu Infinite Load din screen? Bă, Kenny, nu știu, sincer că n-am avut-o, dar încearcă și tu pe ăsta, pe ce aș putea eu să-ți recomand din felul următor, să verifici fișierele jocului, să reinstalezi Redem-ul și cam asta e, altceva n-am ce să zic, gen. Dar cel mai bine ar fi să te inscrii pe YouTube Redem Infinite Load din screen și... Cu siguranță sunt băieți care au trecut prin asta, știi? Uite ce-mi pușcă ochii, bă, uite ce. Hai să mai încerc o dată, băieți, dacă dau de el, dacă nu dau, aia, luăm alt contact. Uite-l, mă. De ce nu se întâmplă nimic, frate? De ce nu mi-l găsește? Alo? Domnul? Da. Vă ajut cu ceva? Nu, circulați. Ok, ok. Nu știu, frate, uite, știu. Nu înțeleg de ce îmi face chestia asta. Eu pun, uite, pun pe Florian ăsta, că l-am văzut tot timpul. Uite, vezi, pe Florian l-a găsit imediat, frate, e la poliție. Domnul. Pun pe altcine, uite, pun pe Ade. Domnul. Uite, pe toată lumea găsește imediat. Domnul. Da, domnul, da! Împăreți aici foarte... Vezi că aud alții de la tine din gură. Îmi pare foarte cunoscut.
Eu nu. Find. De ce nu mi-o scos ăla dacă am zis cancel? Cancel, a? Hai că nu mai contează, hai să vedem dacă pun acum băieți pe el. Acum intră. Cum intră doar în oraș? Am început live de jumătate de oră, n-am făcut nimic. Nu, no, nu, no. Băieți, trebuie să luăm alt contract, că nu, n-am cu cine, sincer, acolo în partea aia nu, e haos. Să luăm alt contract, dar știu să mă sune cineva și o să luăm alt contract. Alo, da? Am sunat la Hitman? Da, eu sunt. Am și o nevoie de dumneavoastră să punem un contract. Sigur, haide să ne întâlnim. Vă aștept la pontonul din orașul mare, Los Santos, la numărul 8000. Perfect, ne vedem acolo, să trăiți. 8000 a zis. Pontonul din orașul mare. Ce faci, bă, nea bebe? Dă-i mă dum de aici că te împușc. M-ați văzut cum am sărit cu mașina? Ieși. M-ați văzut cum am sărit cu mașina? Am fost șmecher. Vrei să te filmezi? Eu. Bă, dar nu... Cine a răspuns, mă, zic că da, filmează-mă, mă dădeam și îl împușcam și că bă... Bă, 8000 a zis, mă, 8000, pontonul din Los Santos la 8000, serios? 8000. A, aici, mă. Mama mia, venisem și eu în oraș. Băi, muncitorule! Vino că am o treabă cu tine, ia urcă aici. Ia bebe. Dau niște salut. Bani. Păi care ești, bre, de mă cunoști? Păi, eu am fost din mafie. Păi și acum ce faci? Păi, ce să fac? Aici. Am nevoie de tine. Da, la mecanici. M-ai părăsit. Suntem atacați de familie anonimă, de organizație în fiecare zi. Te-ai uitat, dar eu de uitat am nevoie de tine acolo să mă ajuți. Mă lup zi și noapte, băi, mă trezesc dimineața, transpirat tot de ciudă că mă bate ea din Anonymous. Țipă sufletul din mine, l-ai auzit cum a făcut? Da. Păi, se pare corect și tu te-ai dus la mecanici să faci bani, mă, pe noi ne bate da, de ne rupi. Da, nu, mi-am dat demisia de la mecanici. Bravo, mă. Dacă intru înapoi acolo, mă. Păi normal că intri înapoi. Ia stai să mă uit. Dar mă primești, stai așa să mă uit cât. Mă primești cu 48 de ore. Păi dacă te-am primit și înainte? Înainte cum ai fost? Nu! Mamă, ce era să ne luăm cu ea. Am fost principal oficial, am fost așa, normal, cu un urujenier m-a băgat. Ești prieten cu un urujenier? Da, adică nu suntem, doar ne știm. Am o întâlnire cu cineva. Vreau să punem un contract și s-ar putea să mă ajuți. Dacă nu mă ajuți, te împușc. N-am arme. Păi te împușc eu pe tine, tu pe mine. Păi nu, dar... Te joc cu ăla. A, să că am eu ideile mele, tu stai liniștit. Ok. Mergem să ne întâlnim cu el. Cât ne întâlnim, nu zici nimic. Ai mască? Bine. N-am. Bă, dar tu nu pui nimic, amă. Oh, rezistă. Au! Rezistă că ești cu mine, stai liniștit. Da. Aolo. Ești ok? Da. Au. Stai să mănânc și un pic, că mi s-a făcut sete. Ce că stai să mănânc un pic, că... Aolo, ce derapează mașina. Dar stai că ești cu mine, tu știi că eu mereu mă duc în picioare, nu? Și am văzut.
Sau s-ar putea să fie țeapă? Nu, nu cred să fie țeapă. Le-a ajutat pe ăla să-și facă membrii Mafia Bloods. Yes. Am înțeles. Aolo. Nu mai lângă mine și asculți. Dumneavoastră sună la Hitman? Da, domnul, da, eu. Ia spuneți, ce problemă aveți? Domne, am și eu un domn, vreau să pune simt acolo un domn. Călcă pe nervi câteva luni bune. Cum îl cheamă? Vorbiți mai tare că nu prea vă aud. Îl cheamă Ion Popa. Bă, uite mă că am strâns să dau domn la webcam. De ce nu ce să dau domn la webcam, băieți? De ce n-ai să dăm domn la webcam, băieți? Lăsați că-l găsesc, eu vreau să trebuie să... Sunteți sigur? Cum îl cheamă pe domnul? Cum ai zis că-l cheamă? Ion Popa. Ion Popa, ok. Poreclă ceva? Poreclă ou lăsate, mi spune. Aolo, dar ce-a pățit? Au ridicat ceva greu. Ce corect? Cred și eu. Ok. Deci, stați așa să scot contractul. Așa, dumneavoastră cum vă numiți? Pedofilescu Eduard. Pedofilescu Eduard. Dorește un contract pe domnul Boșii Lăsate. Ok, ce doriți? Eliminarea lui? Da. Perfect, o să ne ocupăm de eliminarea mea, eu și cu Son Goku de aici din dreapta. Nu va fi nicio problemă, ne ocupăm de el. Ion Popa, o lăsate, așa, o să vă sun după aceea și o să ne întâlnim să faceți plata. Okay. Cel mai probabil nu o să aveți așa mult de plată pentru că țintele de la distanță sunt foarte ușoare. Dați așa acum. Să-i dați în cap, domne, să-i sară creierul. Aveți telefon la dumneavoastră? Da. Aveți cumva o poză cu el în telefon? Scoateți telefonul, dați pe poză, dați share și apropiați telefonul de tabletă ca să primeți poza. O să pun toate camerele din oraș să-l caute ca să-l pot găsi. Din păcate n-am, domnule, nicio poză. Ziceți-mi cum îl găsesc pe Facebook pe ăsta, hai că-l caut, Ion Popa, Boșii Lăsate. Ah, l-am găsit, ia uite-l. Gata, domnule, așa. E unul cu părul alb aici, a? Cam, da, da. E mai negru așa, la piele. Și porecla lui de pe ăsta, cum îl găsesc aici pe ăstea, pe aplicații din astea? Tudor Rolar, cred, sau nu știu. Haideți că mă uit acum, să vedem. Aș vrea FIFA, nu mai joc, băieți, dar puteți să apăsați butonașul de like și dați acolo niște tap-tapuri din alea șmecheri, băieți. Nu, că l-am găsit pe ăsta. Bă, pe ăla nu pune ținta, bă, nu vrea, bă, pe ăla nu vrea să-mi... Pe ăla nu vrea, mă, să pun, uite-te pe Florin, nu vrea să pună pe ăla. Aștea, acum, domnule, stați o secundă să butonez pe tablet aici. Gata, ținta a fost localizată, domne. O să văd în momentul în care a fost eliminat. Ținta se află undeva în paletă. Se află undeva în paletă. Haideți să mergem. Vă sun, domnule, da? Să pregătiți banii. Să aveți bani mulți, că serviciile mele sunt foarte scumpe. Hai, Son Goku, urcă! Son Goku! Știi vreo schemă de-a lui Son Goku? Acum te-ai făcut și Hitman. Bă, tu știi, bă, vreo... Toate te faci. Bă, tașca, dacă îți dau una, tu știi vreo schemă de-a lui Son Goku? Vreau să aud de-a lui Son Goku ceva, dacă nu te dau jos, te dau jos dacă... Aolo. Ce zicea Son Goku când dădea cu din alea cu puteri? Nu știu, că nu m-am uitat. Zice așa: Valu! Și ce urma după aia? Kamehameha. Son Goku al nostru, românul, ce zicea, nu din aia chinezici sau ce erau. Son Goku nostru, român. Nu m-am uitat. De la Vaslui. Zice așa: Valu! Țestoase! Să nu spui că n-ai auzit de Son Goku de la Vaslui cu Valu Țestoase. Abar n-aveți, mă. V-ați născut să muriți de mâna mea. Aolo.
Așa au zis ăla cum îl cheamă, mă. Cionflei ăla cum îl cheamă, că îmi scapă numele lui. Oh, Alberto a băgat la inimer acolo, pe cea, mulțumesc frumos, Alberto, mulțumesc frumos. Poate în alt virtual world, posibil Cristi, nu știu. O să mai încerc să mai pun contract pe el, dar nu, nu știu, ceva nu funcționează cum trebuie, nu știu ce, dar nu... Mamă, dacă n-am datorii pe autostrada asta... Son Goku... Dragon Ball Z, domnule, nu știi? Așa-l cheamă și pe ăsta acum. Dragon Balls lăsate. Se mai întâmplă. Dar tu la ce desene te uiteai când erai mic? Știu? La ce desene te uiteai când erai mic? Eu, la Moșii Foca, în general. Cine? Moșii Foca, ăia de... Moș, n-am auzit de aici, nici ce... Fantezie. Auzi că Moșii Foca. Dă-i stălărul pe-n gâtul. Nu ți-e frică cu mine mașina? Ce? Dar de ce tu zici ce? Se aude mașina prea tare? Păi nu, dar mergeam cam cu 300 la oră. Aolo. Aolo. No, asta e bună. Văd. Ajutor! Gămeșpi. Dă-o mecanic! S-a întâmplat ceva? Alo, da. Alo, da. Domnul, sunt tot eu. Să știți că am aflat încă o formație. Ce? Că nume are un diamant, așa. Pe ar. S-a dat. Încă numele, ok, ok, o să mă uit și mă ocup de el. Okay. Să trăiți. Domnul, puteți să-mi scoate și mie mașina de aici? Puteți sau nu puteți? Vezi că ai cu punguța. De-o că o scot eu, băiți. Bă, l-au trecut... Bă, ce se întâmplă, frate? Facem scheme de... Bă, dar ce se întâmplă cu ăsta, mă? Stai așa puțin. Uite ăsta unde a ajuns, frate. Păi eu n-am contract pe cine trebuie, mă, frate, că nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg cum funcționează ăsta, Tudor. A zis că are ceva cu un diamant. Hai să-l vedem pe Tudor, să vedem. Aha, uite-l mă, l-am găsit ăsta aici, că e cu diamant. E undeva aici. Am găsit, domne. S-am nevoie de ajutorul tău, fii atent, o să împărțim banii, da? Da, da, da. Fii atent aici, am nevoie de tine, Son Goku. Vreau să... Ia zi. Vreau să-i atragi atenția, o să mergem, o să-l găsim, la un moment dat o să trească să vorbești cu el, îi spui ce vrei tu, nu știu, îi spui ce vrei tu, dar bine. Îți iei poziția în așa fel încât să nu te împuși pe tine din greșeală, că eu o să trag cu sniper după el. Bine, bine. Și, opa, bă, stai mă, bă, ceva nu funcționează cum trebuie, mă. Eu nu mai înțeleg când e încolo, când... Se mută dintr-o parte în alta, face scheme de chinezi. E fiul lui The Flash, el. Am zis pe ăsta, dacă tu ești Son Goku, el e The Flash, nu? Mm-hmm. Bă, nu știu dacă am contractul pun, bă. Ia uite-l pe mafiotul. Ce-mi puși cu ochii aici? De ce-mi paletă? Aoleu! Ăla cu cine s-a lovit? Cu copacul? Aolo! Aolo! Ce-ai pățit, domnul? Băi, nu, dar m-am speriat că intrăm în ăsta, în bunoierul. Ai, bă, accelerează! Puneți! 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 Puneți!
dreapta la ce viteză prinde. Bă, dar și ăla merge cu bicicleta, mă, frate, mă. Hai să sună doctore. De ce mergi cu bicicleta pe mijlocul drumului? Băi, prostule, ce ești? De ce mergi cu bicicleta pe mijlocul drumului? Ce crezi că ești? Pistă de bicicliști? Așa, întrebare, așa se oprește. Bă, du-te de aici că te bagi pe tine. Cine-i? Poliția sau salvarea? Că nu văd. E salvarea, e salvarea. Alo, domnul? M-a auzit, domn doctor? Este un accident aici, un domn de la mecanici mergea cu bicicleta pe mijlocul drumului și un domn polițist l-a lovit. Vă rog frumos să veniți aici. O să fie o scurtă întârziere pentru... Da, vă așteptăm, vă așteptăm, nu-i problemă, să trăiți. Hai, domn, să mergem, că ne-am făcut treaba. Trag în tine și în motocicleta ta, ce zici de asta? Pe asigurare. N-am. Deci eu va trebui să stau pe loc și să discut cu el. Îl țin cât mai da, pe loc. Da, dar trebuie să-l scoatem de aici din zona asta de siguranță. Da. Da, nu e zona de siguranță aici. Ce s-a întâmplat aici, domne? Nenorociți ăștia au venit pe furat mașini, uite, și ăla și încă unul. În jiu ăsta și mai era un dar, s-a uzat Dumnezeu. Și ați executat, a? Păi normal. Sunați, domnule. Mi-am dat o parte în parte cu ei. Sunați, domnule, la Hitman. La Hitman? Da, da. Se ocupă ei imediat, domnule. Bă, n-am ăsta pus bine, bă, și nu înțeleg ce se întâmplă, frate. Nu mai înțeleg nimic, bă, parcă zici că nu mai pot. Baga benzina sau las. Deci unde e? Că nu mai înțeleg nimic. Ba în paletă, ba în Los Haos, unde e? În fața ar trebui să fie. O fie asta cu BMW, hai că... Îl întrecem pe ăla din față, ce zici? Păi, ce să zic, la ce mașină ai, aveți... O știi mașină? Mișto, mișto. Cu cât tot ai? Deci nu știu de ce nu mai întreb, că am 20.000, dar... Na. Am rămas treba, aolo! Va, au! Au! Uite, știi ce mi-a făcut asta la mașină. Tata, lasă-mă dracu să duc undeva, vezi că am aici accident, nenorocesc omul și tu vrei să duc undeva, lasă-mă dracu, împa... Aolo, domnul, ce faceți, domne, pe contrasens, domne? Bună seara, domnule, mă scuzați, acum mă grăbeam să vin. Dar ce dracu vă scremați, bă, lasă-mă... Să vă simțiți bine? Nu prea mult, adică eu așa că ăsta nu prea m-am lovit așa, am dat un pic cu capul, dar când mă uit la mașină, sincer, mă ia cu rău. Vă dau banii pe asigurare dacă vă... Mamă, ce... Ce ați făcut, domnule? Îmi face capo. Aveți... Domnul... Aveți să-mi dați și mie un bandaj? Domnul Bebe! Da, hai să eu! Colegii, dați și eu un bandaj. Ce faceți, domnul Bebe? Ce să fac, am o urgență. Poftiți! Haideți să împingem toți mașina. Bre, unde e prietenul ăla meu, că era mecanic? Băi, tu nu mai ești mecanic, mă? Păi nu, că mi-am dat. Hai, împinge și repară mașina. Hai să împingem mașina și hai că rezolvăm. Stați să împinge. Băi, ești prost, cum ai întors la mașina singur? E puternic. Domn mecanic, apucă-te să o repar, domn mecanic. Păi eu ți-am zis că nu pot să o repar, mi-a dat demisia. Uitați-vă la ăsta, vedeți. Hai să văd, n-am ce-mi trebuie, dar ce? Cristi! Bă, dar mai tăceți, bă, sâră, bă, ho! Bă, care urlă? Aole, eu mă uitam, credeam că are motor aici. Nu, l-are aici în spate. Băieți, hai cu like-ul ăla, băieți. Mă duc să-l prind pe Tudor ăla, băieți, și nu mai reușesc, băieți. Deschideți capota să-i fac eu niște software. E deschisă, mă, toată capota în spate. Ai fost mecanic și în spate, măi, capota în spate. Trăznit iar Dumnezeu și ai fost mecanic. Păi de-a lor dat afară. Probabil, deci că-ți spus afară.
Îi ziceau Son Goku. Bă, ăsta e mie. Ia vedeți acolo, strângeți bujirele bine în spate. Trageți de tablă. Ei, tu nu umbla. Tu nu umbla, că tu o faci de nu mai merge deloc. Ia zi, ce motor are? Păi n-am șefule, n-am ce să... Ce să? Las că se uitește aici, reparai mei. N-am cheile, n-am tot ce trebuie, n-am dat demisie. Păi am cheile de la mașină, ia-le dacă vrei. Ia vezi, ia. Mai stai o țără. Strângerea bine acolo, nu vezi că-i tabla strângă. Strângerea, dragii, pe toate. Haideți, domnilor, cam urgența, domnule, trebuie să... Hai, că încerc și eu, dar fără scole n-am. M-a plătit unul să mă duc să-i dau gaură lui altul. Să-i dau carotă din aia. Să-și dai bage... gaură în buzunar, nu așa? Nu, să-i dau carotă. Ia auzi. Uite și pe alt. Iată, bă, am bugi. Scăpat. Bugi, intrai la o mașină și dar reușim să rezolvăm. Nici eu nu. Băi, mie că dacă bag eu mâinile acolo, cine știe ce iese din ea? Da, nu iese, mă, degeaba. E că nu vrea. Vrea, stai că mai am puțin... Hai. Bă, tu ce faci, mă, acolo? Tu te schimbi roata, tu. Ce-i cu numele ăsta, Danger? Mă cheam Perico, dar Danger e dacă ai YouTube în engleză, îți apare Danger. Mă fac catalizatorul. Are un motor de 5000. Ce catalizator îi trebuie la asta, că... O stă mai mult decât mine. La fiecare dată când o pornesc, mai se duce o jumătate din stractul de ozon. Gata, mă, nu mai pornește hârbul de-al dreptul. Să câștigă bine, domne, din găurit. Poftim? Ușa, luați un ușă. Să câștigă bine din meteria asta. Da, păi mi-a dat unul o valiză de bani plină. Păi, da. Bine atunci. Se câștigă ca lumea, domne, că dar și eu muncez, nu vedeți că alerg toată ziua. Au! Ce faci, mă? Ce-ai pățit, domnul? Son Goku, ești bine? Cum te-am învățat? Cum te-am învățat? De la reparațiilor lor. Cum te-am învățat, bre, cu valuțul ăsta? Să ia să văd. Fă-i valuțul ăsta să-i la domnul doctor. Valuții stop să... Ia pornește acum colegul, ia vezi. Mai că încerc să-i dau ok acum. Ia vezi. Ia zi. Da, fă-i lui domnul ăla cu geacă. Valu... Reușiți, domnul? Bă, frate, hai că mai ajung eu. Ia, vedeți, o luat tu? Stați așa. Ia. Bă! Mamă, m-am spus, mi-e frică de polițiști ăștia, că ne mor. Hai, mi-ai prins de ce te depozi. Mi-e frică de mașini. O pornit, domnul? Doamne, ajută, domnul. Bă, care vine să mai ia și pe mine, benzină că mă lăsă pe mai avea, pescă. Domnul, să trăiți, conduceți ușor, domnul, mergeți pe banda dumneavoastră. Da, ce scuze. Hai, dai. Să trăiți, sănătate, sănătate mult. Hai. Mi-a dat gaură de buzunar. Bine. Cine mă ți-a dat gaură? Păi... Și că mi-a dat gaură de buzunar că... și tu n-ai plătit nimic. Mă leșinau și mă trezeam fără bani, știi cum e. Îmi dădea un pum și nu mai înțelegeam. Nu da drumul la sirene, te rog eu. Așa te vreau să-mi dai drumul la sirene că... Unde e ăla? În Los Angeles? În Dubai. Dubai, Dubai, viață ca în rai. Dubai. Ia asta. Acolo e altă organizație. Adică te văd eu. Sunt organizații? Dar ce organizații? Organizațiile sunt trecute pe Waze? M6, sunt în 6 până mor. Au. Și a fugit. Da. Pricol, poți să-mi spui numele meu? Da, numele tău este numele tău. Numele meu este Cătălin și al tău. Daniel, salutare, domn Daniel. Bă, ce s-a întâmplat, mă, că nu mai supor, frate, treaba asta. Bă, nu înțeleg, sare contractul ăsta, mamă, cu micul ăsta, cu Hitman, frate. De ce a sărit pe Octavia? Înapoi în paletul acum. De ce a sărit contractul pe altcineva? A ieșit din joc, de ce naiba sare contractul? Bă, ce-o trecut, mă? A trecut ceva pe acolo, am văzut o umbră. Sunt 6 până mor. Hau. STN, salut, Ticule, și ție ce zici? Hai că mai ajungem noi. Salut la toată lumea. Băi, voi nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem 1000 de like-uri. Haideți. După ce am strâns 1000 de like-uri, nu mai trebuie, nu mai auziți de la mine like sau ceva, dar 1000 de like-uri trebuie să le strângem foarte repede. Haideți. Cine nu dă like și subscribe? Mama lui e tata lui. Cine nu dă like și subscribe?
Hai cu ăla, cu ăla. O fi în gerea și face tichete. Fii atent, te duci la ușă. La ce ușă? La poartă, nu știu unde e poartă aici. Ah, da, da, da. Te duci la poartă. Da? Să te dezbraci. Ca să te recunosc eu și îi spui că, că ești pe invers și că îți cauți un bărbat frumos. Dar te dai la el să te văd eu de la de acolo. Când te dai la el, nu știu, îi dansezi. Lasă-mă. Bă, ce așa că te împușcă aici, mă ajut sau nu mă ajuți? Hai că te ajut. Păi faci așa cum îți zic eu, că îți dau bani, nu faci degeaba. Păi domn, cum adică? Toci din gură și ascultă-mă. Te duci frumos și te dezbraci. Dansezi, știi să dansezi așa la shift, hau-hau, dai din buș, faci din alea și spui, nu încerci, bă, taci, încerci să-l convingi că este omul care are nevoie de tine la casa lui, înțelegi? Lasă-l, deci, mă, vorbesc cu el, bă, dacă de asta. Dacă nu te dezbraci, o să trai prima dată în tine. Da, cum adică? Mă dezbrac, da. Hai, fugi acolo, du-te la poarta, acolo-i poarta. Hai băi, ți-am strâns 1000 de like-uri? Se duce ăsta băi, să vezi ce se dezbracă acum. Am uitat să-i zic să intre în curte, ai intrat în curte, mă? Ai intrat, am uitat să-i zic să intre în curte, mă, că ăsta nu cred că e aici. După ce văd eu pe camere, e pe la piscină pe undea. Un ca persoane, dați like, bă, uite ce zice Denis, băi, că dacă nu dați like... Hai să știți, primul glonț îl trag la 1000 de like-uri, să știți. Așa că înghesuiți-vă acolo dacă vrei să-l împuși repede. Primul glonț îl trag la 1000, la 1000 de glonțe, la 1000 de like-uri. 1000 de glonțe, bă! Alex vorbește frumos, n-ai ce 7 ani de acasă? Care Alex, mă, băiți? Care Alex vorbește urât aici și care moderator de-al meu nu l-a spus acum? Opa, e acolo. Dar nu trag, că trebuie să sângi 1000 de la... Opa, și o mașină aici. Dar unde e omul meu? Unde e omul meu, mă? Îți Johnny, auzi. Așteptăm să vină omul meu. Hai, omule, hai. Un cam, sunt 1000 de like-uri? Hai, zic, vrei așa, gata. Bă... Eu vreau să vin ăla să-i dansezi un pic, mă, dar cred că dacă nu vine o să-l împușc eu. Bă, dar cine e ăla, mă? Aș apropia un pic mai mult. Ulu, poate mă vede. Eu sunt Hitman, cel mai bun Hitman din oraș. Unde e omul meu, mă, frate? Unde e omul meu, băieți? Cred că îi dau cablul ăsta și plec, sincer. Ce zice, să-l împușc? Eu știu că ăsta e cel pe care vreau să-l împușc, dar unde e omul meu pe care l-am trimis în curte să-i danseze, să-i facă, să-i dea? Cred că-l execu, băieți, ăsta stă la piscină aici. Du-te în spatele lui cu pistolul. Așa zice să mă duc, uite, mi-a zis să mă duc în spatele lui cu pistol. Bă, dar și care e faza, n-am supresor pe pistol, să știți. Dar nu-i mai frumos să-i dau cu sniperul, mă, băieți? Nu-i mai frumos să-i dau cu sniperul? Ce ziceți, cu pistolul sau cu sniperul? Ia ziceți, băieți. Cu pistolul sau cu sniperul? Scrieți pe chat acolo și ce se vede cel mai mult, aia fac. Îmi pușcă și pleacă. Dă-i până nu pleacă. N-are unde să plece, băieți, că e la casă, la e la piscină. Sniper, 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 pistol, sniper, sniper. Hai că toată lumea vrea cu sniperul, băi, și atunci o să-l ardem cu sniperul. Mamă, cum își ferește capul, voi vedeți? Uite, stai nemișcat, stai nemișcat. Mamă, și se mișcă și ăsta. Bă, l-am împușcat sau s-a speriat? Gata, mă, e mor, mă. Hai să ne plecăm, băiți. Hai să vedem dacă reușim să-l găsim pe celălalt contract, băiți. Cancel. Contract a fost finalizat. O să trească să-l sun pe domnul ăla. Și hai să vedem dacă-l găsim pe ăsta, cum îl cheamă.
pe... pe Intel sau cum îl cheam. Băi, s-a schimbat cu ăsta, s-a schimbat ăsta, băiți. Bă, se pare că ăsta, iubitul lui Gagi, care e unul din Mafia Curcubeu, băiți. Care mă sună, mă? Alo. Alo. Bună ziua. Bună ziua. Am auzit că dumneavoastră faceți niște chestii foarte frumoase pe aici, prin oraș. Da, 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 sunt, mi se spune doctorul, deoarece curăț toate mărtăciunile din oraș. Perfect, domnule. Puteți să veniți la codul poștal 60-67? Unde este mai exact? Paleto, Sandy, Los Santos. Este Los Santos. Los Santos. În Los Santos. Cât a zis să vin? 60-67. 6067. 6067. Perfect, 6067. Vin acum acolo, să trăiți. Să trăiți. E lingurar, ziceți, mamă, trebuie să mă duc să bag benzină, băieți. 6067. A, uite pe aici, 6067. 6060. Unde e, mă, 6031, 6067. 6066. 67, oh, ah, sus aici, ok. Prima dată mă duc să bag benzină, băi, că nu mai am benzină. După care mă duc la contract, după care mă întorc. Ai belit-o? De ce am belit-o, băieți? Nu mai am benzină? A, uite Peco aici, am un feeling că am găsit Peco aici. Bă, dar ăsta dacă nu e trecut, nu e Peco? Hai mă, te rog, hai mă. Hai mă, mașină, mă. Să-mi spui că asta, gen... Să-mi spui că în asta nu pot să bag, gen. La benzinăria asta nu pot să bag. A, merge. Salut, ticule, mă mai ții minte? John Cena, sigur că te știu, John Cena, sigur, băieți. Am strâns 1000 de like-uri, suntem cei mai șmecheri, să strângem și 100.000 de aprecieri pe TikTok, am fi șmecheri de tot. După care, băgăm benzină și ce facem? Mergem să luăm și contractul ăsta. Pentru că, mă știți că sunt unul dintre cei mai, nu unul dintre cei, sunt primul hitman apărut în zonele astea de orașe, de Five, și eu cred că mă descurc cu 200 de contracte odată. Și o să mergem să luăm și contractul ăsta, după care o să ne ocupăm de acest băiat, Alex Popescu, zis și Intel. O să-l capturăm, o să-l ducem la domnișoara la casă, după care rezolvăm și contractul acestui om care m-a chemat acum. Ok? Este ok sau nu e ok? M-ai supărat pe mine? Nu sunt, mă, John Cena, supărat pe tine, mai știi cum aveai tu, o dai cu Ion sau nu știu cum aveai numele. Eu nu sunt supărat pe tine. Doar că, na, am rămas la stadion așa de prietenii, eu, youtuber, tu abonat sau nu știu cum să zic, știi, la relația aia, gen, știi. Vei intra într-o mafie? Am făcut deja un episod. S-a întâmplat random să mă invite un Mafia Bloods. Și era un băiat tinerel și el, un... Și am făcut niște episoade cu el. Hai că am băgat și motorină. Pentru că acest... Ia uite-o! Bă, pe asta nu știați niciunul. Băieți. Poate pica serverul de la eroarea asta. Ok, o zi să mă duc la 6060, să mă duc aici.
Ești din pericol, nu te duce, italianul te omoară. Italianul? Cum e că e italian? L-am mai văzut de mult pe italian. Nici nu e aici, în oraș. Dăm cu degetul. Dani, salut, Dani, salut, prietenul meu, Dani. Dani, Dani, Dani. N-aveam cum să-l mă bușez, băi, pentru că mașina asta merge foarte tare. Ca și mine, gen. N-ai cum să mergi tare, că eu sunt foarte tare. 6067, e asta din spate. Mamă, asta are și gagic aici. O să-l las deschisă în cazul în care trebuie să fug. Asta are și gagic, mă. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Haideți mai încoace să nu ne audă vecinii. Vă spuneți ce probleme aveți? Păi, domnule, am și o problemă cu un domn. Mai exact este un avocat, să știți. Care tot disperă pe nevastă mea. Tot îi scrie că o iubește foarte mult. Că vrea să se întâlnească cu ea, să aibă o familie. Aor, deci dânsa este soția dumneavoastră? Da, da, da. Așa este, doamnă? Da, da. Și aveți un admirator care vă deranjează? Exact. Dar dumneavoastră n-aveți nicio treabă cu el, adică nu v-ați mai văzut pe frici de soțul dumneavoastră de aici? Nu. Când are ocazia, mă agresează. În ce sens? În ce sens? Și fizic, și psihic. Aolo. Păi, domnule, s-a dus... Și adică ce vă face? Că nu, așa ziceți. S-a dus să facă piața și, nu știu cum, a găsit-o acolo în magazin, știți? Și a început-o să ia la palme, că o iubește. Păi, cum, domnule, să o ia la palme dacă o iubește? Păi, da, că de ce... Dar unde-i dădea palmele? La față. Față. Aolo, de asta sunteți așa vânătă? Da, domnule. Aolea, îmi pare rău sau asta n-ar trebui să se întâmple așa ceva. Ok, vreau să-mi dați câteva detalii despre acest individ. Bun, domnule, este îmbrăcat mereu la costum, frumos, elegant. În costum, ok. Se numește Mercedes Ciocată. Mercedes Ciocată, perfect. Este un pic cam nebun, domnule, să știți. Și de cât am aveți înțeles... cumva vreo poză cu el? Da, desigur. Vă frumos să dați share la poză și să apropiați de tableta mea ca să îmi trimiteți poza. Bun. Să pot să pun toate camerele din oraș pe ei, să activez funcția de recunoaștere facială și am să-l găsesc imediat. Domnule, da. Dar nu știu unde este, mă așteaptă acum pe mine într-un loc. Ah, deja știți unde este? Mult mai ușor, da, atunci, da, da. O să vă coste mult mai puțin acest contract. Poftiți de aici poza, domne. Nu mai este nevoie, domn. Dacă știți exact unde e, spuneți-mi unde este locația. Locația este la un hotel, la 70-79. 70-79. Gata, știu unde e. Acolo, domne. E o casă sau un hotel acolo? E un hotel mare. 70-79. Da, da, da. Perfect. 78 e intrare, să știți. Dar l-aș vrea viu, domne, să știți. Capturez, nu e nicio problemă. Ok. Capturez și l-aduc aici de îndată. Aș prefera să-l aduceți altundeva, domne. Că aici mai exact? Ne ved vecinii. Știți, prin Grove. Exact. În Grove? 90-23 este un depozit abandonat acolo. 90-93. Da. În parcarea depozitului acolo? Da, da, da. E o casă acolo și e o intrare cu... Am eu mai multe scule acolo, știți? E depozitul meu. Haideți că îl găsesc și vin acolo de îndată. Desigur. Să pregătiți bani, am plecat să trăiți. Desigur. Ah.
M-a dus să-l iau pe ăsta. Cum ai zis că-l cheamă Mercedes? Am o strească să-i dau cancel la... Nu știu oricum sărise deja pe altcineva. Mamă, tot sună cineva. Alo? Salut, păsărică, ce faci? De ce mă sun, măi? Ce faci? Ce să fac? Încerc să... aranjez tabla de șah în așa fel încât în momentul în care ne întâlnim să fie șarma pentru tine. Da? Exact. Am zis că tu ești cu contracte cu dăștia, am văzut anunțuri. Îmi faci și mie un contract. Sigur că-ți fac. Vrei să ne întâlnim? De, aș zice așa, scoate luneta aia, da? Luneta arbă cu luneta și tu, da? Poftim? Fii atent, îți zic ce să faci, da? Da. Ascultă-mă cu atenție. Ok. Ia sniperul. Îndreaptă-l înspre tine și trage. Poate că nu te cred așa prost, bă. Ce a crezut ăsta, mă? Ce a crezut, mă? Nebună că m-am omorât, băieți. Vedeți că se află la 70-49, să știți. 70-49, perfect. Ne întâlnim la 90-23. Da, da. 70-49. Mama, a venit Roland Garros, bă, dați-vă la o parte că s-a umplut. S-a umplut chat-ul, băieți. S-a umplut chat-ul, băieți, 70-49. Care trage, mă, pe aici? Poliția sau ce? Pe sus, pe jos. Roland Garros, mersi frumos pentru toate donațiile de pe TikTok, băieți. Trebuie să-l bag pe Roland Garros acolo, la rege. O să vorbesc cu cei de la TikTok, să-mi bage și mie... Ah, hotelul de aici, mă! Ok, ok, el e la hotel aici, mă! Ia să vedem, băiți! Stai, stai, că o bula și eu ca bombalou în mijlocul drumului, ce să fac? Așa, băieți. Voi știți că eu am cele mai bune tactici în oraș. Unu-i Bebe Moise, hitman-ul. Trebuie să fie undeva în zona asta, dar nu-l văd. De ce nu-l văd? Ce-a făcut, mă? S-a băgat cu mașina acolo? Ăla-i ciocat. Uite ce mașină are aici. Nebun, ce Lamborghini are. Trebuie să-l capturez, băieți, trebuie să-l capturez, bravo Daniel, bine că ai zis că trebuie să-l capturez, dacă îl împușca în direct. Cum să-l capturez eu, cum să-l capturez eu? Știu că din ce știu mai e o ușă pe partea aia, vom intra pe acolo, pe ușa aceea. Bagă sniper-ul în geantă. Că ai operit cu frate meu, haos, fac haos, haos, ba haos. Prește motor. Băieți, cum fac eu să nu mă aud acum? Are numele Mercedes și conduce Lambo. Păi da, mă, dar e mai presus de Mercedes el. Mi-a lăsat astea jos. E Gigi, cam cât timp ajunge acasă, Gigi? Și te șezi din gură să nu mă vadă.
Băi, mâinile sus. Nu te întoarce, ține mâinile sus că te împușc. Nu te împușcam. Tu l-a împușcat din greșeală. Tu l-a vrut să nu împușc. Aoleu, l-am împușcat din greșeală. L-a vrut să nu împușc. Mamă, l-am împușcat din greșeală. Domnule, de ce m-ați împușcat, domnule? A trecut pe la pălărie, nici măcar n-ai simțit. Păi, de ce te-ai glumit cu mine? Rămâi cu spatele la mine. Hai, ridică-te odată când o zic. Nu stau după tine. Care gardien? Că i-am omorât pe toți deja, vin cu aici. Mi-ai dat o idee bună. Mișcă! Se supără ăla cu nu, că și-a revenit, că i-a intrat în șapcă. I-a căzut șapca, băieții, el n-a pățit nimic. S-o speria de la vântul la puternic, șocul. I-a dat panică la urechi, știi? Hitman de sezon, am bătânit Hitman. Urcă toți căroța. Vrei, tu știi cine sunt eu? Dar chiar mă gândeam, gen, voiam să vă întreb cine sunteți, că de eventual să facem cunoștință, să vă las cartea de credit. De cartea de, cum îi zice la ea? Bre, te cumpăr pe tine și mașina și tot orașul ăsta, ai înțeles? Tu ne-ai zis, bre, de Mercedes ciocată. Scuză-mă, ce ai spus, că îmi venea să râgâi, că am mâncat niște bre, caviar. Hotelul ăsta, de ce ai totul este al meu, bre? Hotelul ăsta? Ce mă, da. Ce las ție, zi-mi cine te-a trimis după mine. Păi fii atent cum facem. Îmi dai mie hotelul și te duc la băieții care au pus contract pe tine. Ce zici? Bine, hai, hai să mergem acolo. Ha, dar eu așteptam o ancuță, nu un ancuțoi. Așteptai o ancuță, a? Nu un ancuțoi. Eu așteptam păsărică, nu căiță. Înțelegi, Mantan, ce zic? Înțeleg, înțeleg, da. Câteodată nu primim chiar fix și aia ce ne dorim, înțelegi? Asta că pun eu mâna pe ea. Dar am auzit că o agresez, că o iei la palme. Vrei, eu sunt un pic mai sadomasochist, înțelegi? Păi da, bre, da, bată-te pe tine și dai în ea. Păi nu, bre. Mie îmi place așa să le bat înainte să fac ceva. Și cum le bați? Ia, explică, pe că n-am înțeles niciodată asta. Depinde, bre, cum vrea să o iei, la stomac, croșeu. Îi dai pumnii în stomac? De toate, bre. Adică nici măcar așa ușor, cu biciu, cu ceva? Aia am și de alea, dar depinde cum începe. Păi dacă începe tare în gură, gen, și te înjură, ce faci? Puf, îi dau direct, perversă. Păi și după aia cât e caldă sau? Când e caldă, stai tu cu minte. Doamne, aici, pe în zona asta ar trebui să ajungem cumva, dar nu știu cum ar trebui să intrăm aici. Știți cumva cum se intră acolo? Nu știu dacă se poate intra pe aici, că n-am fost. Eu nu umblu pe aici. Zone de-astea rău famate, eu umblu numai cu oameni, cu bani, nu cu cârpe. Înțelegi, Matale? Mamă, toți îți... Ia stai că mă sună. Alo? Alo? Alo, I can hear you. Alo, yes, of course. Alo, I can hear you. Do you hear me? Nu, nu, doctor. Yeah, eu sunt. Da, 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 sigur. Yes, of course, yes. Unde oui, oui. Sunteți? Come on, come on, tapete. Sunt aici, lângă depozit. Pe domnule, eu am spus la 90-23. Eu nu vă văd. 90-23? Da, domne. Aaaa, 90-93. Haideți, închideți că vin acum. Haideți. 90-23. Unde e, mă, 90-23, frate? 90-23. Unde e, bă, băiți, 90-23? A, uite-mă aici. 90-23. Domnul, dar ce-i cu mașina asta? Zici că e de femeie.
E o mașină care să nu dezvăluie identitatea mea reală și puterea pe care o dețin. Hai că mi-a spart. Ce sărac, mă, ce-i cu tine? Poftim? Ce sărac? Păi du-te... Ai miros de sărac în tine. Oi, fi eu sărac, dar... Te bade, smer, fulgi. Ce pufă e așa? Îmi trebuie un autobuz ca tine numai ca să mă încălzesc, știi ce zic? Dă-te jos! Dă-te jos, sclavule, ce ești? Sclav, hai că... Hai! Hai, mișcă! Nu mai... Comentați și dă-ți pălăria față, jos în fața domnului! Mă, te dai tu mie cheliosă că-s legat, a? Hai, hai să-mi iau păpuci! Animalule, hai! Mergi! Mărăsiți-o săraci, amândoi, să-ți văd în capul vostru! Păi nu o să mai fim săraci dacă luăm banii de la tine! Tu ești, mă, mamă, nesimțitule! Nesimțitule, ce sunt în mască, să por mască din vina ta. Păi de azi dă eu ție bani, mă, grija neam, măti. Au, noi dați bani? Mâine sus. Eliberați-și, înainte de toate. Ți-a zis că mi-e mai de gază, fi? Bă, uite ăsta, bă, ăsta-i șeful anonimus. Ăsta-i șeful anonimus. M-am prins, băieți, ăsta-i șeful anonimus. Se scoate cătușele, hai. Ce zici că rău să le hua, a? Mai râzi? Nu înțelegeți, să-i scoateți că... Întoarce cu spatele să te dezleg. Bă, nu tu, mă, lasă-l pe el. Ce te... Acum îmi dau seama cine conduce această organizație. Aha, tu ești bogătașule. Da. Ce zici că rău să le hua, a? Mai râzi? Am crezut că nu faci chestii ilegale. Ha? Ce vorbești? Auzi ca avocat. Dau la poliție. Cătușile, dă-mi cătușile jos, te rog frumos. Nimeni să nu facă un apel la poliție care direct glonț în cap. Din păcate, nu pot să-l descătușesc. Fii atent că-ți dau niște clipi. Ia te uite, ori. Nu mai poți să ridic nimeni. Ia vezi. Ca să dă la tine la urmă. Am dracu' tu de avocat. Bă, taci mă, că te împuși. Ia uite-mă pe ăsta. Bură, mă! De asta te ocupi. Bă, băieți, bă. Pe ce credeați voi, mă, cum faceți voi pe mine? Azi că punem mâna pe tine. Bun. Ieși afară tu, bă, nu-l bat pe unul. Da, bă, da, mai dă-i una, ia mai dă-i una, mai dă-i încă una. Mai dă-i încă una. Gata, că-i de ajuns, că-i de ajuns. Poți să ieși. Poți să ieși, tu. Bun, tu rămâi pe loc. Ia zi, bebe, ce fac? Ata bă, nu cred că trebuie să lăsăm armele jos. Nu trebuie să lăsăm armele. Ești mă de acolo, mă. Eu m-am ascuns. Eu m-am ascuns aici. Stai așa, că cred că trebuie să încălzim un pic atmosfera. Cred că bebe boy s-a fugit. Căutați-l afară. A, da? Hai băi să-l căutăm afară. Hai afară. Fugiți, stai să mă bag și eu cu voi în dulap, iau și eu cu voi. Să-mi și pe viață. Mai încap, tu nu mai încap găsul, du-te, du-te în alt dulap. Mamă, te-ai faci. Și nu, și. Stai aici. Auzi, dar ăla chiar să dea bani? Așa am zis. Nu mi-o dat, nu știu. Nu mi-o dat. O sună cineva la Hitman. Alo, da. Alo. Fiți atenți, da. Nu vă sun să omori pe cineva, am o întrebare. Știți unde mă angajez ca hacker? Da, fiți atenți ce trebuie să faceți. Deci, cum intrați în oraș, mergeți drept înainte și apoi vis-a-vis de peste drum, fix cum intri la ieșire, este asta. Și vă sună și vă angajează. Să trăiți, la revedere. Să mă întreb unde se angajează la hacker. Cred că ar fi cazul să ieșim.
Domnul, ieșim? Ce să facem? Unde s-a scos? Domnul? Domnul? Da, domne. Da, domne. Ce ați găsit acolo? Da, domne, m-am ascuns, dar hai să fugim, vă ține? Fii atent, ieșiți voi primii, că pe mine mă bufnește râsul dacă ies în față. De ce, domne? Păi... Ne omoară pe noi înainte, ne? Și după așa aia... Așa e, curajos suntem, domne. Domnul, am crezut că eram Hitman, nu? Hai că ies eu primul. Hai că vă ajută dacă scăpăm și noi. Surprise, motherfucker! Cucu-pă! Uitați bine. Scuns în dulap, băieți, poate nu mă vede, dă Doamne să nu mă vadă. Dă Doamne să nu mă vadă. Bă, ce-a fost aia, bă? Surprise, motherfucker. Bă, cum a fost aia, ai faza de TikTok, trebuie neapărat să o pun pe TikTok. M-am ascuns în dulap, băieți. Cu firma dată? Mai, bă. N-am să mergem. Haide. N-am cum să o dau cu ei, băieți. N-am cum să o dau cu ei, sunt prea mulți. Mamă, nu văd pe nimeni. Bă, cum a fost aia, ce că surprise, mă fac. Domnul. Sunteți bine? Dacă donez, nu, băieți, nu fac promovări. Au plecat ăștia oare? Unde mă împingeți, domnișoar? Că da, au plecat. Acum ieșiți voi, că eu am ieșit odată prim. Dar ieșiți voi acum, haideți. Aolo. Mă duc eu, domne, pentru noi. Nu, no, domnul, că vă împușcă. Nu, domnule, nu. Aole, mamă. Mamă, ce afară. Cred că a început să plouă. Cred că dă cu grindină, cu piatră ceva. Sau de acoperișul rău. Adevărat. Ia vezi dacă mai plouă, domnul. Mai plouă, mai plouă. Mamă, mamă, ce acolo, băieți. Mamă, ăștia direct bolovan. Ce grindină. Așa că știu, am învățat eu șmecherie. Bravo, bravo, bravo. Mamă, a luat totul foc afară. Baby, am venit să te salvăm? Dar ce v-ați încins așa? Aolo, intră focul peste noi. Plouă cu niște glonțe și foc. Vrei să faci cinste? Nu scăpăm noi de acum, domnul. Ia spuneți și mie. O să pleci la un moment dat. Ce dacă nu pleacă? N-am apucat să răspund. Păi, dar ce-a făcut? Mi-a furat mașina, mă? Mamă, dar mașina mea... Alo. Ei, vezi-ți unde-ți fierbe oala tu, bă. Înțeles? Ascult aici, bine. Supărăm. Bă, tu vezi pe ce persoane iei tu, capturezi, tu poți să-i porci, înțelegi? Dar oamenii mei, vezi-ți de treaba ta. Cine e? Cine e ăla șmecherul ăla după care ați venit voi să-l ajutați? Este un om foarte important, este unul dintre creatorii acestei organizații. Este un om mort, dacă să știi. Zici, e un om mort? Da, exact. Atunci și tu și el. Pa! Domnilor, o să trebuiască să-l căutăm pe acest individ și să-l omorâm. Ce ziceți?
Pe cine? Pe Mercedes? Mercedes ciocată, da. Aoleu, e foarte greu să nu găsim, domne, că mereu are niște oameni. Are oameni pe lângă el, acum ați avut noroc că l-ați găsit singur. E foarte greu să-l găsim, nu? Da. Dar de ce ziceți că e foarte greu să-l găsim pe acest individ? Pentru că este un om foarte bogat și... Are și are foarte multe gărzi de corp. Exact. Are gărzi? Da, da, da. Și e foarte periculos. Nu știu ce să zic. Mă gândeam așa dacă l-am putea găsi cumva și, nu știu, să-l omorâm sau ceva. Sau dacă nu, să-l capturăm. Ar fi o idee. Ar fi, da. Dar dacă, de exemplu, la un moment dat noi ne-am oprit și el s-ar sui la noi în mașină, gen, știi? Și ar apărea de nicăieri cu un pistol pe noi și mâinile sus și din astea. Ne-ar putea controla. Ne-ar putea controla, deci de aceea trebuie să ne păzim spatele foarte bine. Hai cum mai ceva în spate. Pentru că mie, sincer, mi-ar fi frică să apară de undeva. Mâinile sus. Olă. Dar cu ce punem? Cu ce o zis mâinile sus? Cu degetele? Mașina, aolo. Aolo. Domnule, am auzit că mă căutați. Da, domnule, va trebui să plătiți pentru... Spuneți-mi ce care e treaba cu dumneavoastră și Anonymous. Ce să plătesc, domnule, eu? Ajutați-mă să-i prind pe Anonymous și veți scăpa cu viața. Fiți atenți la ceea ce vă zic eu, ăla... Înainte de toate, vezi turnulețul ăsta din spatele meu. În vârful lui se află un coleg de-a meu, sniper, care poate să tragă în nasturile ăla pe care l-aveți prins. La sacou. Atât de bine țintește. Deci capul nu va fi foarte greu să vă nimerească. Acum, spuneți. Deci... Ma tale zis că... Tu ce ești de râs? Nimica nu zic. Continuați, domnul. Aștept. Pum! Două, te dă ceva. Mă iertați, domnule, am avut o criză biliară din asta de râs. Aolo. Păi el îl cheamă Cristi și îl striga nevastă sa, știi? Bre. Domnule, spuneți. Da, m-a luat râsul, băieți. m-a luat râsul. Deci ați spus că aveți un sniper pe mine? Da, domnule. Am băut un pic de apă. Deci, domnul, avem un sniper pe dumneavoastră acolo sus, în spate, pe turn. Eu vreau doar să-mi-l dați pe liderul de la Anonymous, pe acel băiat care a fost aici și vorbea cu vocea îngroșată. Am să vă sun eu cât de curând și am să vă-l dau pe domn, să vă zic unde se află. Dacă mă lăsați, zice sniper dumneavoastră și-ți ia țintea de pe mine, că eu să pot să plec la unul. O să plecați, nu o să tragă decât la semnalul meu. Eu o să vă sun eu până de seară și o să vă dau numele, adresa și tot ce vă trebuie. Ascultați-mă aici, bine. Dacă nu veți face ceea ce a spus, vă voi căuta și am acolo unde vă stau picioarele, vă va sta capul. Știu, am văzut cum ați găsit. Eu am să plec și nu o să trag. Nu sunt criminal, ca să știți. Puteți să luați motorul ăsta de aici. E un motor acolo într-o fișă, l-am văzut. Trebuie să luați. Nu o să tragă nimeni. Să mergem. Domnișor, unde e? Aici. Hai, repede. Hai. Dar pe unde s-a dus acum, că l-am pierdut deja? În față, aici. Hai, și de aici a fi cu stânga? Da. A, nu, că-l văd.
Eu l-am pe GPS, dar lăsați-l acum, că n-avem ce face. Spuneți unde vreți să vă las. Pe domne, nu vreți să vă ajutăm? Ok. Am contract pe cineva să capturez. Și o să am nevoie de dumneavoastră să mă ajutați, dar mai mult de domnișoară. Pentru că acest domn este un din ăsta afemeiat. Și o să am nevoie de domnișoara să mă ajute. Ce ziceți, mă ajutați? Sigur că da. O să trebuiască să vă îmbrăcați foarte atrăgător. Sigur că da. Am să ne-am. Nu prea îmi convine, dar haideți. De ce nu vă convine, domnule? Facem un ban cinstit. Cât iese? Păi împărțim... Am vrut să zic jumătate, dar îi dăm și domnule. Cum adică un ban cinstit, domnule? Păi, nu facem un ban cinstit? Nu că dumneavoastră nu trebuie să faceți nimic cu el, doar vă îmbrăcați. Altfel sună, da. Bine, trebuie să vă dați un pic la el ca să putem să-l capturăm. Eu nu vă fac îmbrăcămintea, dar să... Cum vă vede cum să sară pe dumneavoastră, înțelegeți? Să fie ceva ce... Domnul, dacă este dumneavoastră, puteți merge acasă, că am eu grijă de ea, înțelegeți? Da, o, că am crezut că poate aveți treaba acasă sau eu știu, să răcii lăptic sau ce. Bă, mor aici. E gelos. Da, e gelos. Ce Mercedes frumos avea. E bravo. Ajungi Gigi acasă sau ești pe domn Gigi? Te văd pe Discord. Pare că acel domn se numește Mercedes Ciocată Cristian. Da, am auzit că a strigat cineva la telefon. Bă, ăla e cal meu. Sunt. Surprise, motherfucker, bă, cum a fost aia fază de TikTok, băieți. Mergem acum să îmbracă și mergem să-l căutăm pe Intel. Dar o să trebuiască să-l ademenească cumva. O să trebuiască să-l ademenească, știu eu. Ce mai ce băiat? Auzi, tati, se adorme băiatul. Se adorme băiatul. Băieții de pe TikTok, acum îl vedeți și voi, băieții de pe TikTok. El este băiatul meu. Atunci bine, domne, hai că vă las. Mamă, ești foarte frumoasă. Eu zic că e exact ce trebuie, sincer. Perfect. Să ai grijă de ea, domne, ați înțeles? Da, mă ocup eu. Dacă că nu... mergem acum la mine și păi vedem noi ce facem. Să trăiți, domnule, la revedere. Nu, mă, la tine. Păi să facem contractul la mine. Ah, bun. Să îndeplinim contractul, domnișoară. Haideți, urcați în mașină, nu vă temeți. O să am o idee, ca să putem să-l prindem pe domnul, o să facem un fel următor. Eu o să mă pun în spate, iar noi o să ridicăm capota la mașină și tu o să stai așa ca și cum ar fi stricată și nu știi să repari, știi? Și eventual și zici că ești blocată în asta și el o să vină și pac, 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 nu știu ce. El vede, îi spui tu, vezi dacă poți să pornești mașina, știi? Ok. Și dacă pornește mașina, hai, îl capturăm. Oh, lupușurug, ăsta e al tău? Cum să spuneți așa, domne? A, mă iertați. Ce am făcut, mă? Da, nu mai spuneți așa, domne. Mai stai și băiat un pic. Băiatul, tate, îți place aici? Păi aici la beculețe, tate. Au, ce s-a întâmplat? Îți place aici beculeții, tati, băiatul meu? Că ne bușim aici, dar ia uite. Opa, mașinuța! Mașinuța! Super de făină!
Nu zici nici mărcânești, pupici, oulou. Mamă, ce m-a speriat, domnule. Și eu, mă. Conduceți cam agresiv. Am ceva în mână. Nu a sunat prea bine asta. Băiatul meu. Băiți, astăzi l-am pus în la volan în mașină. Băiatul meu. Ce tati te-ai plictisit? Te-ai plictisit? Ma! Acum chiar e stricată mașina ta. Acum chiar e stricată... nu știu, a revenit mașina, e bună. Mama, bună. Asta nu e ancuța, nu știu. Mașina are GPS, vine anumit după tine, aulo. Eu aș fi mers mai pe un pic pe dezgolire mai multă, dar acum na. E de ajuns, domnule, și prea mult. Noi trebuie să mergem la sigur. Punct ochit, punct lovit, nu? Stăm așa că ce-o fi, că ce-o păți, că dacă e mai dau jos. Aia, merge și... Haide să vă numai ochii, știți? Ah, deci numai femeie să fie. Sau nici atât. Păi dacă așa ați spus că ea femeia ta. Am plecat, băieți. Nu e bine. Ce supărat e băiatul meu. Unde e ăsta, mă, frate? Ce-ați pățit, domnule? Mergem în Sandy. S-ar putea să treacă chiar spre lângă Sandy, pe drumul principal din Sandy. S-ar putea să treacă pe drumul ăla principal din Sandy, pe unde e banca. Și o să-l așteptăm pe acolo. Vezi că aterincă când e aproape ajuns la el și ăla se ducă la tec. Cum o să se ducă că-i dau glonțul? Deci nu uita, eu mă pun pe pacheta din spate, tu ridici capota, te apleci pe acolo, te faci, au, dai din el, ciocoho, știi, faci, înțelegi? Și când trece pe acolo să fie ca un armosat din ăla. Asta e, domnul. Nu. Cât se ne are băiatul mic, băiatul meu, are 5 luni, face acum pe 24 septembrie, să zic, pe 24 octombrie face 5 luni. 5 lunițe, mâncălaș de băiețaș și frumos și drăgălaș, numai așa zic eu, numai așa la lemn. Mâncălaș de băiețaș, băiatul tata. Hai că sigur o să vină. Sigur o să ne... Zic că sigur o să vină și o să ne întâlnim cu el pe drum. Dumneavoastră decât îl puneți pe el să urce la volan, da? Da. Te dai jos. Și te apleci că el o să vină dincolo, te apleci încolo să te vadă el. Pui așa și te pui acolo ca mecanicul gen și încerci să te faci că repari. Da. Stai așa mai spre stradă, așa mai puțin mai spre stradă. Și eu mă mut pe în spate, pac. Stai să opresc motorul. Poate îmi vine asta și mă prinde. Stai să opresc motorul, să o să iau de că-i pune, că după aia nu fi chiar așa de bombalo. Apleacă-te un pic și tu, nu te apleci acolo cu capul în ăsta. Ba da, acum stați așa. Hai că trebuie să vină. Mecanic, ia vezi dacă merge mecanic.
din ce știu de la fosta lui soție, e, domnul e un, el e foarte afemeat așa, dar e un pic mai bombalău în sensul că are niște ochi foarte slabi și cel mai probabil nu le-a văzut, dacă mă înțelegeți ce zic. Dar noi mai stăm aici, poate. Mai așteptăm, da. Mă pun mai nici la. Te cupă lângă noi, băieți, a trecut! Ești umărit cu elicopterul? Nu, zău. Serios? Dacă nu vine, mă dai eu jos și te ajut să repar mașina, ok? Asta e că am uitat că n-are nimic ca mașina. Poate vine până la urmă. A să știți că vi se vede chelia. Uite cum iese capul pe aici. Ui. Cred că așa e mai bine. Vezi că anonimul s-are elicopter după tine? Nu văd niciun elicopter după mine. Vine, cred că îl văd pe GPS, dar dă-te mai în stradă, așa mecanic e bine, dar dă-te mai în stradă ca să te vadă, gen. Să lucrează de la roată, gen, știi? De la roată îți bași capul. Ca să îți iasă în formă, în evidență. Și să fie. Bă, dar nu înțeleg de ce tot îmi dispare ăsta, mă. Vedeți acolo, doamna, vine. Vreau să văd iarăși faza cu depozitul, a filmat cineva, o să vezi când închei live-ul și probabil să pun pe TikTok. Vine pe jos? V-am zis că na, probabil că de aia și nevastă să avea scape de el. Da, el. Cred că v-a văzut și cred că a rămas fără benzină sau ceva, dar vine, uitați-vă la el că își dorește, gen, își dorește să vă ajute, adică el dorește, dar nu-l ajută creierul, cred și mai probabil. Dacă îl luați și dumneavoastră, vai ce chipe și ești, vai ce mâini puternice ai din astea, ca să fie și el fleașcă cum ar veni. Vă rog eu. Zici și tu ajutor, Giu. Ajutor, domnule, ajutor. Opa. Domnule, mă auziți? Mă, ne întâlnim cu Gianni după două ore, mă, după două ore reușim să ne întâlnim cu el, eu nu cred. S-a defectat mașina puțin mai încolo și fugeam și eu. Păi v-am văzut că veneați aici dintr-un suflet, nu mai puteți. Bă, ăștia se combină aici, ce fac? Mașina mea, să vedeți, că se poate ceva. Nu știu, domnișoară, cred că e soarta, nu știu. Amândoi am făcut accident, mi s-a stricat mașina. Mamă, am făcut accident. Ce să mergem noi de undeva? Așa din prima, domnișoară, nu știu. Păi dar, nu, tu. Oricum. Hai, ce să mai zic, haideți. Haideți, domnule, conduceți dumneavoastră. Bă, ta mașina mai stricată. Haideți, conduceți. Ce bucată bună. Aolo, ăla-i Cici, băieții! Aolo. Da, domnule. Da. Păi ce facem cu ea, că e stricată. Nu vă uitați un pic. E stricată? Nu sunteți buni de nimic. Mâine ce episod postez? Nu mai știu ce episod am mâine. Dar vedeți că am și episod cu Hitman, să știi, dar cred că apare vineri. Mamă, sunteți fleașcă, ce-i drept. Ah, mâine știu ce episod, am ceva cu Nea Gigi, cu o să fie ceva Caterinca mâine. Și vineri episod cu Hitman, băieți, am filmat un episod. Dar la episodul de vineri, chiar vreau să durupeți acolo butonașul de like. A fost a prietenă? Da, da. De ce? Păi, chestia este că ea avea o prietenă, domnișoară. Și că făcea avansuri și n-am rezistat, sincer să fiu. Mamă, și ați înșelat-o. Da, și... Mamă, da, ce nesimțit. Îmi cer scuze, domnișoară, da. Mamă, nu știu dacă mergem noi doi la o cafea. Mamă, băi, facem imediat 1500 de like-uri. Mulțumesc mult, băi, sunteți foarte de treabă. Păi nu, 1500 de like-uri, cam vremurile alea bune. Se sprea șmechir, băieți. Se sprea nebuni așa. Și dacă am și eu o prietenă așa? Nu, domnișoară, nu e de cum.
Nu v-ați schimbat? M-am schimbat de atunci, m-am schimbat. Și de kilot și de toate? Și de șosete, domnișoară, și de șosete. Bine, tu. Ia să legăm noi aici. Ia să vedem. Haideți, vedem, cred că o pornește ea. Ia. Să vedem, domnule. Ia. Uite, canoa. Mau. Canoa. Sănătate, mulțumesc, dar eu mă făceam, bă, pentru joc. Duceți-mă undeva, domnule, unde n-ați dus niciodată nicio femeie. O femeie? Alo, liniște aici, în mașină. Cine-i în spate? Lasă, vezi, camera m-a îndreptat, să nu întorci capul sau ceva, că zbur aerii. Lasă că știu eu unde să mergem. Ok, 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 ok. Întoarce mașina. Mergi drept în față și la prima intersecție faci dreapta. Ok, ok. Să nu faci vreo mișcare bruscă că zbor creierii. Am înțeles, am înțeles. Fac dreapta aici? Dreapta. Aoleu. Dar ce-am făcut, domnul? Urmăriți GPS-ul, vă rog, că v-am întins de aici să vă pun. Aulă! Dacă răspunde... Liniște! Dar ce-am făcut? Liniște, am zis niște înainte să vorbești! Gata, gata, gata. Domnișoara din față v-ați descurcat extraordinar de bine, nu mă aștepta. A picat în plasă, a venit la dumneavoastră ca un copil la Acadea. Dacă răspunde și la telefon, tu... Omoară-l sau pe el. Bă, de ce nu răspunde, mă, frate? Faceți dreapta aici. Dreapta, dreapta. Două dată numai că te împușcă. Gata, 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 gata. Mai ne redem? O să joc și acum, mă redem. O, Piaca, salut! O să joc și acum, mă redem, băieți. După ce o să terminăm live aici, o să rămân live pe TikTok și ne jucăm și redem. Dar prima dată trebuie să-l înapoiez pe ăsta. Te mai sună șeful de la Anonis? Nu m-a mai sunat. Dar nu cred că o să... Bă, sună, mă, sau sun eu, că nu-mi dau seama. Dacă iau redem, cred că jucă. Nu, dar vezi că e ofertă pe Steam. Știu drumul ăsta. E ofertă pe Steam. E ofertă pe Steam 10 euro. Nu răspunde, bă, frate. Ușor, ușor aici. Ușor, și unde e pancarda asta, bagă mașina aici. Stați, că aici e casa mea.
Oprește aici. Dă-te jos. Hai, hai. Aici tu, domnișoară. Mergi, mă, odată că îți dau un pistol în cap. Asta e unul din Anonymous, nu? Unde e gagica ta? Posta ta nevastă. Care dintre ele? Asta care are și cheile de aici. Hai, vin aici, ce cauți acolo? Vin aici. Deschide ușa la casă să intrăm cu toții, haide. Ce faci, mă? Bă, vrei să te împușc aici? Bă, m-a lovit, ai văzut? Vine aici să ne deschide ușa să intrăm. Bă, să nu faci vreo mișcare că zbor carry. Hai, intră aici la masa de biliard. Unde e nevastă ta? Sună. Nu știi, sună. Și spune că ești la ea acasă. Să nu sun la poliție sau ceva că zbor carry cât ai zice pești. Mama a venit, nu, cu 125 de trandafir, băi, pe TikTok. Mamă, 125 de trandafir. Băi, sper că nu e dat din greșeală. Mai țineți minte pe YouTube când și-a luat-o la membru de 500 de lei și eram eu, wow, și la sfârșit văd cum scrie. După 5 minute de hype, văd cum scrie pe cea jos mic, din greșeală. N-am mai vorbit de mult, dar ar fi timpul să vii la fosta noastră casă. Mai repede. Dacă poți veni la fosta noastră casă, unde am locuit. Pericol, salut, noob, salut! Un domn îmbrăcat în negru și o domnișoară aici. Cât de repede poate să vină aici? Vino cât de repede poate. Mamă, câte diamante au ăștia, frate! Bă, 95.000 de diamante, frate! Uite, Habibi are 1.400.000 de diamante, mă! Hei, hei, stai pe loc! Gata. Ui, de viața mea! Dar nu înțeleg totuși ce-am făcut până la urmă. Și de ce sunt aici cu... doi oameni cu liniște, armă. Vei afla. La momentul potrivit. Eu am crezut că doar să ieșim la un sub, nu mai mult. Ați crezut, domnule. Bă, oare vine mă nevastă sau nu vine? Oare vine nevastă sau nu vine, băiți? Acum ai acuși, băi, să vedem dacă vine nevastă sa. Băi, să dăm și noi niște tap-tap puternic? Avem 100.000, hai să facem 200.000. Știi cât am avut cel mai mult? Am avut tap-tap-uri 250.000. Credeți că putem să depășim acel nivel? Să ajungem undeva la 300.000 de tap-tap-uri? Ar fi greu pentru voi, ar fi greu că vă rupeți telefoanele. Haideți să facem așa, doar cei care au protecție cu folie să dea tap-tap. Ok? Haideți să dumneavoastră cei care n-aveți protecții, nu știu, dați cu nasul dacă e. Nasul e mai sensibil, mai delicat, mai... Dacă dați cu degetul și sunteți și lopătar sau ce aveți, deci ce bădărane ca și cum ai dat cu ciocanul, știi? Și dacă n-ai, de asta se fisurează perbizul ăsta, perbizul la telefon, să zici. Până dacă n-ai perbiz încălzit, iarna nu merge, știi? Haideți, luați-vă. Dacă faceți vreo mișcare greșită, vă ce să-și ia, că iau viața acum? A, femeia tu lecești. Ești una femeiată. Să vină nevastă ta acum și o să te bată că... Mai vine odată și mie de ce nu răspunde la telefon? Sunați-o, domne, nu... Păi am sunat-o de 100 de ori, să o iei cioba și pe aia când vine. Băi, de ce nu răspunzi la telefon? Eram în lumea mea. Poftim? Vino odată că l-am prins pe hândrălău ăsta. Da, bre, acum, sunt în drum. Hai, vino, repede.
Te bagi și pe tine și pe el. Roland Garros, dați-vă la o parte că a venit Roland Garros cu spamul ăla divin. Mai scrie cineva pe cea, nu mai scrie nimic că Roland Garros, am vrut să zic. Că Roland Garros nu poate să fie oprit, băiți. Roland Garros nu poate să fie oprit, băiți. Să-l oprească cineva, să-l tragă pe dreapta sau ceva, că mi s-a blocat și chat-ul. Să-l tragă cineva. Ce joc e ăsta? GTA 5 cu modul 5M. Lasă-l pe Gianni. Lasă acum, lasă. Ia, a venit. O, de afară. A venit nevastă sa. Ce să zic, domnule? Ai cam belit. Ai belit. Eu am Gorilla Grass. O, cineva are Samsung. Cât ocupă de muncă, nu știu, vreo 60 de giga, cel puțin, trancan, Andrei. Ia uite, bă, cum mă doar 138 de mimă? Eu am crezut că mă uit și văd 200 de mimă. Bă, dar chiar așa nu puteți să rupeți tap-tapul ăsta, mă, băiți, că sunteți o grămadă de oameni pe live. Suntem 500 de oameni pe TikTok, chiar așa? Bă, a venit iar Anonymous peste ei, împușcați-l. YouTube era cu închide live. Domne. Stați că mi-a dat mesaj. Mi-a dat mesaj. Spune-i să vin aici. Mersi de follow, Alin, Alin, mersi de follow, join, salut. Intră în casă. Hai, prințule, pe cine așteptăm? Cum adică nu merge să intre? Pe nevastă, salut, Gianni. Ne băgăm pe redem, Gigi? Hai la ușă și ajută. Ne băgăm pe redem, Gigi? Șor! Bună seara. Domnișoară, ce m-ați făcut să vă aștept așa mult? Era mult lumea mea. Erați în lumea dumneavoastră? Da, domnule. Acum că îmi dați și mie numărul de telefon, dacă cu bărbatul s-a nimic, nimic. Că și eu sunt în căutare și aș vrea să mă însor și eu. Bine, drept. Și zici că ieșim și la un suc la ceva, ok? Da sau nu, ți-ai, tu încă mai ții la handrelou ăsta? Nu prea nu mai ții la el. Păi și atunci? De la câte mi-a făcut? Las că de acum am eu grijă de tine să nu-ți mai facă nimic. Lasă telefonul, bine. Hai să-l împușcăm. Uite, ia pistolul ăsta de la mine. Și scoate-l și îndreaptă-l spre el. Perfect. Ia zi, ar trebui să-l omorâm, ce ar trebui să facem cu el? Eu așa spun. Deci că n-a fost corect ce am făcut eu, dar a fost o scăpare de moment, nimic mai mult. Nu te cred. Adică te-ai suit pe maricina din... pe maricica dintr-o greșeală? Sincer, au fost acolo mai multe pahare. Și adică ai băut sau ce? Seama. Poftim? Ai băut? Na, eram la o petrecere cu mai mulți băieți și era și ea prezentă, dintre care prietena mea n-a vrut să bem. Mi se pare sau cam are cioacă. Nu, nu, cred, n-are. Acolo ne-am pus să bem unul alta și... Nu cred. După, vă dați seama. Și... da, aș putea spune că, bă, nu v-am mai băgat 130, bă, băieți, bă, 130 de din ăștia. Băieți, mulțumesc frumos, avem aici campion pe Roland Garros și pe Noob. M-au rupt pe trandafir și pe diamante. Ce facem, domnișoara, cu el? Eu zic să-l împușcăm. Dacă îl împușcați, vă ocupați dumneavoastră de curățenia lui de aici. Da, da. Atunci, haide să vă văd cum trageți. Spune și niște cuvinte de la dureroase ca să, în momentul în care se duce, să plece cu sufletul distrus.
Să n-aibă... N-am mai răbit oamenii până acum. Spune așa, spune așa, că zic eu ce să-i spui. Spui așa. Da. Iubitul meu, cum îl chema? Alex Popescu, parcă. Alex, da. Da. Îi spui așa, iubitul meu, Alex. Fii atent, uite, deci eu o să iau pe domnișoara în brațe și tu îi spui așa, iubitul meu, Alex, uite, ăștia doi puteam să fim noi, dar tu ai ales să te călărești cu Maricica și îl împuși, da? Hai zi. Iubitul meu, Alex, puteam să fim ăștia doi, dar tu ai ales o pe Maricica. Oh! Sunt foarte mândru de tine. Ai fi putut să fii o asasină perfectă. Te pofim pistolul apoi. Mulțumesc. Cred că ne-am terminat treaba aici. Da. Te ocupi tu de curățenia lui, îți dau o idee. Îl iei, îl tai bucățele, îl pui în cadă, turi niște bicarbonat de sodiu, pui niște pastă de dinți și faci slime din el și pe aia te joci cu el. Nu puteam să zic mai mult pentru că e... ceva ce ai face la vârsta ta, înțelegi? Acum noi ne retragem că avem niște treabă. Ce inventiv okay. Sunteți, domnule. Sigur că da. Eu chiar trebuie să mă retrag că am așa impresia că mă cheamă cineva să călăresc. Și nu, stați liniștită că nu... Eu nu sunt ca domnul de aici să caut cu Maricica sau... Okay. Eu sunt un om foarte onest. Am liniștit atunci. Luați dumneavoastră mașina aia neagră și vă faceți treaba cu ea. Sigur. Și puteți să rămâneți așa îmbrăcată, vă stă foarte bine. Mulțumesc. No, ce să vă zic? Domnișoara, cum ai zis că vă numiți? Adelina. Adelina, bine. Să vă ocupați de el, da? Da, da. Hai să mergem. Dar de ce se ridică? Cred că așa e scriptul de la server, gen, dar nu se ridică. Oare mai am un contract neterminat? Nu cred. Aș vrea să am un contract pe tine într-o zi, da? Ce? De asta ați spus să nu mă schimb, domne. De ce anume? De... Cred că ne strigă cineva acolo în față. Cine? Nu știu, se aude ceva. Haideți. Uite 10 lei. Ma. Scuze-mă. A, o să mă uit să fost. Dai jaf. Dar dumneavoastră aveți pe cineva? Păi, mă întrebați asta și mai înainte era păi... soțul meu cu dumneavoastră în mașină. Eu știu că era, dar am crezut că poate să ziceți, nu, n-am pe nimeni și mergeam la mine, știți de asta. Nu. Aia atunci. Mergem la dumneavoastră. Poftim? La mine? Păi și dacă așteaptă... Eu l-am văzut cum merge, nu știu ce să zic. Bă, a intrat bonus, băiți, a intrat bonus, băiți, pe haos. Are bani, știți? Aolo, are bani mulți? Are mulți, mulți. Mă bag atunci, chiar mă bag la acolo, știți că are bani mulți? Păi cum facem? Trebuie să puneți un contract pe el? Eu fac gratis, scăpăm de el și păi trăim amândoi. Nu știu ce să zic, domne. De ce? Nu prea. Eu zic că e o idee foarte bună, gen, să punem să puneți un contract pe el pentru că... Domne, de unde vă uitați așa? Deci mă uitam că s-a întunecat afară și cred că n-ar fi bine să umblați singură pe aici, că dacă începe să umblați singură, se apropie și se și umflă ăsta, se și poate plouă și ar fi bine să mergi în domnișoară. Luați dumneavoastră mașina asta că eu mă duc pe jos că și așa trebuie să alerg un pic. Bine, bine, la regulă. La revedere. Seara frumoasă. La fel, la revedere. Aoleu, băieți. Bă. Ia Gigi, ne băgăm la redem? Băi, ce m-am speriat, da, prin să răspund deja. Da, băieți, cam ăsta a fost live-ul pe astăzi. Mâine
probabil că o să continuăm. Aș fi vrut să pun mâine episodul cu Hitman, dar n-a fost să fie, nu tot timpul se potrivesc așa. Eu o să rămân în continuare live pe TikTok. Vă aștept și pe voi pe TikTok, Pericol Gaming. O să mă bag să mă joc niște Redem cu Nea Gigi, cu băieții care se joacă. Le mulțumesc tuturor pentru roleplay, tuturor celor care m-au ajutat acolo la roleplay. Italianu, Ancuța, pe celelalți băieți nu știu exact după nume, exact pe toți. Gianni cu Adelina și mai rău. A mai fost Eddie, Tudor, băieții cu care fac eu roleplay, le mulțumesc frumos că m-au ajutat. Vă pup pe toți, vă aștept și pe voi pe serverul House România dacă vreți să ne întâlnim și să ne jucăm. Dacă aveți un contract pentru Hitman, intrați pe House România și sună static, eu sunt acolo și zic, alo, aici Hitman, pe cine ai contract? Și tu spui, păi să vezi că profesora mea îmi dă multă teme. Pa, cam ars-o imediat. A doua zi te duci la școală și afli de la directorie că nu faceți ora, dar de ce? A dispărut profesora. Oh, m-am pupat, noapte bună, salut, nu uitați de like. Cine? Nu dă like și subscribe, mă, nu e tata lui. Vă aștept pe toți pe TikTok, continuăm live-ul pe TikTok, băieți.